mâncăm ceea ce ne place. Dulce, acru, sărat, amar și umami, cel de-al cincilea gust cu care ne-am născut, de care poate habar n-aveam, dar de care suntem dependenți. Chimiștii spun monoglutamat de sodiu. Industria alimentară l-a botezat E621. Mii de tone din substanța magică se regăsesc astăzi în mâncarea noastră. E gustoasă, dar e și sănătoasă? Urmează o anchetă care vă introduce în depozitele de euri alimentare și în secretele magice ale gustului sublim. Savoare, deliciu, acel ceva ce-ți lasă gura apă. Nu te lasă să te oprești, deși nu mai e nevoie și nici nu mai poți. Plăcere, senzație primară care îl face pe copil să nu se potolească la sân până când nu adoarme epuizat. Al cincilea gust, umami, ne naștem cu el. Și e dat de acidul glutamic, substanță pe care o avem în sânge, în creier, în laptele matern. Mimica feței copilului este aceea de savoare, de plăcere, de... nu știu cum să definesc. Glutamatul excită papilele gustative, care la rândul lor trimit impulsuri nervoase către creier. Acolo, odată detectat cel de-al cincilea gust, informația este transmisă mai departe către encefal, unde se naște plăcerea. Plăcerea unui gust participă, de fapt, la dezvoltarea apetitului, care înseamnă dorința de a mânca ceva special. Învățăm din fașă nevoia de plăcere și implicit magia celui de-al cincilea gust, umami. Îl pierdem la încercare, tânjim după el fără să ne dăm seama, dar îl redescoperim în carne, în roșiile coapte și zemoase, în ciuperci și în trufe, în ouă, în deliciosul parmezan, în pește și în fructe de mare din bucătăria asiatică. N-am știut nimic de acest secret al gustului până în 1908, când un doctor din Tokyo, Japonia, a intuit ceva și a extras glutamat din alge. Adăugat ca un condiment altor mâncăruri, s-a descoperit că potențează gustul lor și îl transformă din bun în irezistibil. Iar clienții din restaurantele asiatice au început să ceară glutamat. În anii 80, studiile științifice arătau că umami găsit în glutamat este în mod legitim cel de-al cincilea gust. El este, de fapt, gustul de carne sărat. Este un gust foarte căutat de specia umană. Azi, monoglutamatul de sodiu sintetic sau sarea chinezească este produs la scară industrială. Japonia, China, SUA, Germania sunt cei mai mari exportatori și se bat pe o piață incredibilă, care a urcat la 4 miliarde de euro pe an. Fiindcă în industria alimentară, umami a devenit secretul profitului. Monoglutamatul de sodiu este folosit din belșug de mari producători de alimente ca potențiator de aromă. Aici e cheia. Tot ce cumpărăm din comerț e mult mai delicios decât ce gătim acasă. Te lingi pe buze după o porție de pastă la plic făcută în câteva minute. Chipsurile nu te mai pot sătura. Supa n-are gust dacă nu punem în ea tradiționala lingură de condiment. Friptura e fadă dacă nu o garnisim cu aromele din plicuri. Supele cremă la minut, gustoase foc. La fel și ciorba făcută cu borș din plic. Napolitanele te lingi pe degete, mai ales dacă ești copil. Iubim gustul șuncii, al mușchiului țigănesc, al cremvurștilor și al salamului. Mâncăm cu plăcere la fast food cu maioneză și ketchup din belșug. Cine mai face icre sau pate de ficat acasă? Toate au în comun acest E621 adăugat, monoglutamatul de sodiu, produs sintetic din culturi bacteriene sau din vegetale fermentate, perfect legal, deși nutriționiștii și cercetătorii alimentari nu îl recomandă. Alimentele devin irezistibile, devin extraordinar de bune la gust și nu ne practic putem opri din a le consuma. Perturbă un mecanism extrem de complex, dar vital pentru ființa umană, acela al echilibrului dintre sațietate și foame. Glutamatul este un transmisător esențial, fără de care creierul nostru nu ar funcționa. Dacă n-am avea glutamat la nivelul neuronilor, noi nu am putea memora nimic. Dar este vorba de glutamatul din neuroni. Excitotoxine, neurotoxine se cheamă, adică intoxică creierul. Până la un punct trebuie, dar după aia când e prea mult, ca orice, când e prea mult, nu mai e bun. Înțelegem că glutamatul natural ne trebuie, dar cum rămâne cu cel sintetic și adăugat peste doza pe care ne-o luăm din natură? În Statele Unite, cercetătorii au îngrozit opinia publică atunci când au spus că monoglutamatul de sodiu prăjește neuronii. Au făcut experimente de laborator cu celule nervoase peste care au pus celebrul condiment. Neuronii au reacționat atât de puternic încât și-au dat duhul într-o oră. Neurologii ne asigură însă că asemenea experimente de laborator nu dovedesc niciun pericol. Altfel am fi fost cu toții de mult prăjiți. Neuronii se găsesc în creier, într-o rețea, înconjurați de alte celule, nu trăiesc izolați. Și la rândul lui creierul este protejat de o barieră hematoencefalică. Nu tot ce este în sângele nostru trece în creier. Și această barieră este extrem de, la omul sănătos, este extrem de puțin permisivă. Creierul nostru se apără dacă suntem sănătoși. Și totuși, doar până la un punct. Pentru că atunci când vine vorba de plăcerea gustului, creierul cedează. Sunt studii care arată că ar putea să
fie unul din elementele care contribuie la dezvoltarea obezității. Nici n-au apărut bine studiile care demonstrau legătura dintre obezitatea la copii și E621, că cel mai mare producător japonez a scos pe piață un studiu care demonstra că, din contră, monoglutamatul de sodiu ar putea reduce îngrășarea. Pe cine să credem? Cel puțin ambele tabere sunt de acord într-o privință. Gustul umami e dumnezeiesc, iar orice mâncare, indiferent cât de proastă și de lipsită de elemente hrănitoare, dacă îi pui E621, devine gustoasă. Așa se face că resturi animale pe care orice gospodină le-ar arunca la gunoi, fiindcă nimeni din familie nu le-ar mânca, pot deveni delicioși cremvârști, un sublim parizer, pateu, mult râvnita chiftea sau tocătura de fast food. La fel se explică sublimul gust al unei supe de pui la plic, care conține doar câteva fire de legume. Așadar, apare un alt risc. Mâncăm mult, fără să ne hrănim. Din majoritatea acestor bunătăți lipsesc vitaminele. Omul care se hrănește în modul acesta este, de fapt, un om malnutrit. Nu are rezistență, nu are sistem imunitar care să poată să facă față. Dar nu este singurul E pe care îl înghițim la masă. Sunt alte E-uri, alți aditivi alimentari, cu potențial mai ridicat, cancerigen, butil hidroxianisol sau carboximetilceluloză sau caragenan, tartrazina E102, care este un colorant galben și care practic a invadat aproape toate alimentele, de la sucuri la produse de cofetărie, de patiserie, lichioruri. În magazine, abia dacă mai găsești un produs fără E-uri. În Uniunea Europeană sunt omologați și acceptați 317 aditivi alimentari, fără de care nimic n-ar mai fi nici gustos și s-ar strica pe raft. Piața mondială a aditivilor alimentari e însă uriașă și în continuă creștere. Depășea în 2009 13 miliarde de euro. Coincidență sau nu, mai toate mezelurile au monoglutamat de sodiu. Sunt produse care n-au un gust extraordinar, plus de asta care este fără a blama și înțelegând lucrurile din punct de vedere comercial. Care e interesul comerciantului? Ca marfa să se vândă, să obțină maximum de profit cu minimum de investiții. Toate sunt materii prime foarte ieftine. Eu mănânc dimineața salam, cremburști, îmi fac și o supă de asta la prânz, mai mănânc și un de asta între mese și seara îmi fac ceva cu sos de maioneză și cu parizer și cu icre. Și mănânc așa zilnic. E bine? Foarte probabil. Nu, o să muiți dintr-un motiv foarte explicabil. În primul rând că toate au foarte multe calorii și dacă exagerați cu ele, probabil că o să vă îngrășați.